BC Athletic n-a avut nicio șansă în confruntarea cu ACS Banca Transilvania Cluj-Napoca, singura echipă cu victorii pe linie din Liga Națională la basket masculin. Contând pentru etapa 16-a campionatului, partida a avut loc în sala Gabriela Sabo din Voluntari. Încă din startul meciului, ardelenii au trecut la conducere pe tabela de marcaj și au reușit să încheie primul sfert cu un avans de 11 puncte, scor 20-9. Parțialul secund a fost însă unul de excepție pentru elevii pregătiți de Alexandru Olteanu. Gladiatorii din Tomi s-au dat peste cap toate calculele hârtiei și au câștigat sfertul cu un avans de 7 puncte, scor 22-15, reducând handicapul de pe tabelă la doar 4 puncte la pauza meciului. Ardelenii și-au adus însă aminte că sunt favoriții partidei și nu le-au mai dat nicio șansă constanțenilor în repriza a doua, reușind să încheie meciul cu 47 de puncte avans. S-a încheiat 94-47 pentru ACSU Banca Transilvania Cluj, care a ajuns la 13-a victorie din tot atâtea posibile în actuala stagiune a Ligii Naționale la basket masculin și se menține pe locul secund al clasamentului. De partea cealaltă, BC Athletic rămâne lanterna roșie și singura formație fără victorie, constanțenii înregistrând numai înfrângeri de la startul campionatului. Chiar la această oră, echipa pregătită de Alexandru Olteanu dispută cea de-a doua partidă din cadrul turneului de la Voluntari contra celor de la CSA Steaua București.